și bun găsit la conferința de presă dedicată lansării programului guvernamental de stimulare a investițiilor 373. Cuvântul se oferă viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării economice și digitalizării, Dumitru Alaiba. Domnul Alaiba, aveți cuvântul. Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai mass media, stimați antreprenori, după cum bine știți, una dintre prioritățile de bază ale acestui guvern este anume dezvoltarea economică. Pentru aceasta reducem birocrația, pentru aceasta digitalizăm procese, ajutăm antreprenorii să cucerească noi piețe, le eliminăm barierele din cale și nu în ultimul rând stimulăm investițiile. Pentru a stimula investițiile, în 2023 am efectuat deja reforma impozitului pe venit, conform căreia antreprenorii nu plătesc impozit pe venit decât din partea profitului pe care o transmit, pe care o distribuie ca și dividend. Dar antreprenorii noștri au nevoie de mult mai multă finanțare în condiții accesibile pentru a-și finanța investițiile pe care le intenționează. O lună și ceva în urmă, domnul prim-ministru Dorin Recean a anunțat programul 373, prin care o să oferim companiilor noastre posibilitatea de a accesa împrumuturi ieftine, în condiții stabile, predictibile, în acest timp puțin predictibil, pentru a stimula investițiile. 373 fiind atât prefixul de țară al Republicii Moldova, devine și un simbol prin care antreprenorii se poată să-și financeze afacerile. Astfel, 3% rata dobânzii în valută străină, 7% în lei, 3 ani perioadă maximă de grație pentru împrumuturi cu o durată maximă de 7 ani. Vor fi disponibile aceste condiții tuturor antreprenorilor care doresc să-și financeze o investiție. Și astăzi suntem bucuroși împreună cu domnul Pântea de la ODA, suntem bucuroși să vă anunțăm despre lansarea acestui program. Acest program deja este operațional și antreprenorii pot deja să solicite aceste împrumuturi prin intermediul băncilor comerciale la care se deservesc. Guvernul lucrează pentru a stimula o economie sustenabilă, rezistentă la șocuri externe pe care le resimțim în această perioadă incertă. Cu toții ne dorim companii mai sustenabile, mai competitive, mai profitabile, mai inclusive, mai productive și mai eficiente, cu locuri de muncă bine plătite, care să țină oamenii acasă și să nu fie nevoiți să plece în alte țări pentru a munci. Suntem foarte conștienți de nevoia imperioasă de a spori investițiile în diverse sectoare ale economiei noastre. Prin intermediul măsurilor noastre politice și economice, ne propunem să atragem capitalul necesar și să creăm un mediu favorabil afacerilor. Ori asta este viitorul Republicii Moldova, o economie puternică, o economie dezvoltată, care oferă oportunități tuturor, de la mic la mare. Astfel, dorim să oferim antreprenorilor o șansă adițională să-și dezvolte afacerile și să contribuie la propria prosperitate și la prosperitatea angajaților lor și a întregii țări. În această direcție punem în practică măsuri decisive pentru a crea oportunități și afaceri, asigura un mediu favorabil, fără nicio toleranță pentru birocrație, pentru corupție, pentru bariere și altfel de obstacole, fără hârțoage și mediu de afaceri cât mai simplu și cât mai clar pentru cetățeni și pentru antreprenori. Scopul nostru este anume acesta, să facilităm dezvoltarea afacerilor, să susținem creșterea acestora și pentru că succesul lor este succesul nostru al tuturor. Aceasta nu este doar o ambiție, ci o prioritate absolută pentru Guvernul Republicii Moldova. Nu ne putem permite să ne limităm la creșteri de 2-3% anual, după cum am spus. Ca să ajungem pe restul din urmă, avem nevoie de o creștere în ritm mult mai accelerat pentru a recupera timpul pierdut până acum.
Programul guvernamental 373 este o inițiativă anume în această direcție, menită să sprijine întreprinderile mici și mijlocii. Prin acest program reprezentăm o misiune dedicată și un angajament ferm pentru a consolida economia noastră și a genera creștere economică sustenabilă în Republica Moldova. Ne propunem să construim un mediu favorabil, dezvoltării afacerilor, să promovăm cooperarea între sectoarele de afaceri și să facilităm accesul la resurse financiare necesare pentru a spori potențialul antreprenorilor noștri. O să exemplific acum cum funcționează programul 373. În prezent, rata dobânzii comerciale pentru creditele cu o durată de până la 5 ani este de aproximativ 13%. Desigur că sperăm ca aceasta să scadă, însă acestea sunt condițiile la moment pe piață. În cadrul programului nostru am stabilit un plafon de dobândă subvenționată de guvern la 7%. Aceasta înseamnă că diferența de 6% între rata actuală de 13% și plafonul de 7% va fi acoperită de guvern. De ce facem asta? Pentru a oferi antreprenorilor noștri un orizont stabil. Ori este prea proaspătă memoria acelui șoc de creștere bruscă a ratelor dobânzii nici 2 ani în urmă, în care antreprenori efectiv și-au pus afacerile pe burtă, nu s-au putut dezvolta din cauza costurilor exagerate care au crescut peste noapte pentru a-și deservi împrumuturile. Astfel, pentru a oferi oamenilor de afaceri această stabilitate, oferim acest program care să le garanteze condiții stabile ale împrumuturilor pe care le contractează. Cum funcționează programul în practică? Spunem că cineva dorește să facă o investiție și are nevoie de resurse financiare, în mod normal depune dosarul la o bancă comercială la care se deservește și în urma evaluării poate primi un credit cu o maturitate de până la 7 ani și o perioadă de grație de până la 3 ani. În cazul în care această persoană alege să plătească dobânda în lei, aceasta va fi de maxim 7%, în cazul în care omul de afaceri alege să plătească dobânda în valută, aceasta va fi de 3%, iar diferența va fi acoperită de guvern. Este important să menționăm, asta se întâmplă la banca comercială, fără vizite adiționale la ODA, fără alte preaprobări, fără tot felul de alte procedee birocratice, ulterior, băncile comerciale comunică cu instituțiile statului, anume ODA, pentru a efectua aceste compensări fără ca oamenii de afaceri să resimtă o procedură birocratică în plus, fără ca oamenii de afaceri să resimtă o săptămână, două să aștepte pentru o aprobare. Acest program, după cum am menționat, prevede subvenționarea creditelor de până la 15 milioane de lei sau echivalentul în valută străină pentru investiții. Pentru că investițiile de astăzi sunt creșterea economică de mâine și avem nevoie de resurse financiare non-inflaționare, anume în această perioadă în economia Republicii Moldova pentru a anima creșterea economică. Noi am avut un an 2022 deloc ușor. Am fost pe scădere. În anul 2023 trebuie să recapătăm maxim teritoriul posibil din acea pierdere economică, iar ulterior să pregătim țara prin reformele pe care le efectuăm, să pregătim țara de creștere economică pentru perioadele următoare. Domeniile în care se încadrează, o să le menționez, acest program includ agricultura, industria prelucrătoare, gestionarea deșeurilor, informațiile și comunicațiile, învățământul, sănătatea și asistența socială. Fiecare proiect de investiții va fi evaluat în funcție de nivelul său de inovație, potențial economic, sustenabilitate și impact asupra mediului, nu în ultimul rând. Astfel, prin intermediul acestui program, o să ne propunem să facilităm accesul la finanțare și să reducem provara dobânzilor pentru antreprenori, totodată oferindu-le acces la bani pe o durată mai lungă de timp. Scopul nostru este anume acesta, să stimulăm investițiile în economia Republicii Moldova, să promovăm
dezvoltare economică în Republica Moldova și să ajutăm oamenii de afaceri să creeze valoare aici, în Republica Moldova. Prin subvenționarea diferenței de dobândă, vrem să asigurăm condiții mai favorabile pentru antreprenori, permițându-le să se dezvolte și să contribuie la economia Republicii Moldova. După cum știți, ne confruntăm cu provocări semnificative, dar suntem cu toții hotărâți să le depășim împreună prin determinare, prin acțiuni decisive și prin reformele care au fost mult timp amânate. Am și avem totală încredere în potențialul Republicii Moldova și de a deveni un motor de creștere pentru a oferi un viitor mai bun antreprenorilor, oamenilor săi și să-i aducem unul câte unul acasă, să le oferim oportunități economice aici, în Republica Moldova, în condiții decente, să poată munci și să-și trăiască viața lângă cei dragi acasă. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Cuvântul se oferă directorului Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, Dumitru Pântea. Vă rog! Da, mulțumesc, stimate domnule viceprim-ministru, stimați reprezentanți ai presei, dragi antreprenori! Ne bucurăm să vă anunțăm astăzi că au fost îndeplinite și ultimele condiții necesare pentru ca programul 373 să fie efectiv operațional pentru antreprenori. În ultimele săptămâni s-a muncit intens pentru a pune la punct și în cele mai mici detalii mecanismul de lucru cu băncile. S-a lucrat la manualul operațional, la contractul de colaborare, astfel încât să avem un proces cât mai simplu pentru antreprenori. Mă bucur să anunț astăzi că toate cele 11 bănci din sistemul bancar autohton au depus cereri de aderare la program, fapt ce demonstrează o atitudine fermă atât din partea guvernului, cât și din partea sectorului bancar de a susține redresarea economică după nenumăratele crize care au avut loc. În același timp, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a semnat contractele de colaborare cu băncile și este gata de a accepta credite pentru a fi incluse în program, precum și de a începe mecanismul de subvenționare a acestor credite. Dar ce înseamnă 373 pentru antreprenor, din perspectiva pașilor pe care acesta urmează să-i întreprindă? Deci, antreprenorul nu va interacționa cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Acesta urmează să depună în mod normal o cerere de credit la una din băncile comerciale parteneri la program. Banca va evalua criteriile de eligibilitate ale antreprenorului, va evalua riscul de credit și va lua decizia de acordare a finanțării. De asemenea, banca va semna un contract de creditare cu antreprenorul și va debursa resursele în corespunde cu graficul de creditare agreat. ODA la final de lună va compensa diferența de dobândă direct către băncile comerciale în favoarea antreprenorului. Respectiv, antreprenorul va achita pentru creditele în lei 7% și pentru cele în valută 3%. Dacă eventual antreprenorul are nevoie și de gaj, pentru că nu are suficient gaj pe care să-l pună în contractul de credit, acesta poate solicita o garanție de la Fondul de Garantare a Creditelor, administrat la fel de ODA, conform procedurii deja existente și procedurii deja cunoscute de marea majoritate a antreprenorilor. Menționez că garanția maximă în cadrul programului 373 urmează să fie de 40% din valoarea creditului acordat. De asemenea, programul 373 prevede o serie de criterii de eligibilitate pentru antreprenori. Pentru ca fiecare antreprenor să-și poată determina individual eligibilitatea din perspectiva companiei sau eligibilitatea din perspectiva proiectului investițional, pe site-ul programului 373.gov.md este accesibil un modul de autoevaluare, unde antreprenorul își va menționa criteriile companiei și criteriile proiectului investițional, respectiv va putea determina din timp dacă acesta este eligibil la programul 373. Evident că antreprenorii au și o altă soluție pentru a-și determina eligibilitatea, fie apelează la banca comercială, fie la centru de informare și consultanță de la ODA. Dar aș vrea să reamintesc care sunt acele criterii de eligibilitate pentru companii. În primul rând este vorba de întreprinderi mici și mijlocii, definite conform legii 179.
Criteriile care definesc întreprinderile mici mijlocii țin de valoarea activelor până la 100 milioane de lei, valoarea cifrei de afaceri până la 100 milioane de lei și numărul de angajați până la 249 de angajați. De asemenea, nu vor fi eligibile la program întreprinderile care au beneficiari efectivi înregistrați în jurisdicții care nu implementează standardele internaționale de transparență financiară. Din perspectiva proiectelor investiționale, vor fi eligibile doar acelea care urmăresc contractarea de credite investiționale pe termen lung, de la 3 până la 7 ani. Antreprenorul urmează să asigure și o contribuție proprie pentru proiectul investițional de maxim 10%. Destinația creditului urmează să se încadreze în unul din sectoarele economice menționate anterior de domnul viceprim-ministru. De asemenea, un alt criteriu este de a nu avea restanțe la bugetul de stat, cu excepția plății privind taxa pe valoare adăugată. Și odată introduse în cadrul programului, creditele vor fi compensate până la perioada de maturitate, cu excepția cazurilor în care aceste credite devin neperformante sau, conform legislației bancare, nu se vor mai încadra în categoria de credit standard sau supravegheat. Aș vrea să menționez că Centrul de Consultanță și Informare de la Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului are o linie telefonică dedicată special pentru acest program. Telefonul este 225799, unde pot fi obținute informații exacte despre mecanismul de aplicare sau criteriile de eligibilitate. Stimați antreprenori, programul 373 este cel mai facil program pe care statul propune pentru stimularea investițiilor. Istoric, nu a existat un instrument mai facil decât programul 373, condiții financiare mai bune decât acesta. Totuși, trebuie să menționăm că, în final, decizia de acordare a creditului aparține băncii, iar guvernul, prin intermediul programului 373, vine să compenseze dobânda care va fi aplicată de către bancă. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, dragi jurnaliști. Trecem la runda de întrebări-răspunsuri. Mă rog. Bună ziua, Olga Mânza de la Radio Moldova. O întrebare pentru domnul Alaiba și pentru domnul Pântea, referitor la deținătorii de patente. Ați vorbit în nenumărate rânduri despre acești deținători de patente și faptul că expiră 1 iulie. Dacă puteți să ne spuneți câte persoane s-au adresat deja ca să primească subvenții sau deja dacă au fost începute aceste subvenții pentru antreprenori? Deci, subvențiile, în primul rând... De la ODA, care au fost promise. În primul rând, este adevărat, patenta expiră pe 1 iulie. Chiar ieri, în Cahul, am avut o discuție complicată, dar necesară, cu încă un grup de deținători de patentă în piață. Mergem la acești oameni, discutăm, nu suntem tipul de oameni care promovează o reformă mai puțin populară și se ascund în birou până ea trece. După cum am promis, o să fie compensate costurile de tranziție, inclusiv pentru aparatul de casă, deci în valoare de maxim 10.000 de lei. Aceste costuri vor fi, evident, în mod clar, vor fi compensate ulterior tranziției, ori noi vorbim aici de banii publici, banii inclusiv achitați de dumneavoastră prin impozite, noi nu putem da în avans pentru ceva ce s-ar putea întâmpla sau nu. Este posibil că unii oameni poate vor decide să nu devină beneficiarea acestui program și acestui regim de activitate independentă, poate o să meargă la altă muncă, nu știm. De aceea, întâi are loc tranziția, omul face această cheltuială, își cumpără un aparat de casă, își cumpără, pentru că această compensație nu este doar pentru aparat de casă, materiale de construcții, nu știu, mobilier, totul în valoare de maxim 10.000 de lei. Ulterior, la serviciu fiscal, la oficiul serviciului fiscal din raion, de oriunde, de pe teritoriul țării, depun această cerere, serviciul fiscal comunică cu ODA, ODA efectuează aceste compensări într-o perioadă foarte scurtă de timp, pentru că suntem conștienți, unii oameni
actuali deținători de patentă nu au prea multe resurse financiare în rezervă. De aceea o să ne mișcăm foarte, foarte rapid cu această procedură de compensare ca să îi ajutăm să aibă o tranziție cât mai simplă. Domnul Alaiba, încă o întrebare. Mâine împlinim un an de când facem pași mult mai activ pe calea europeană. Cum apreciați parcursul nostru timp de un an și anume în domeniul economic? Vă mulțumesc. Într-adevăr, mâine avem o dată importantă. Chiar mi-a scăpat exact data. Dar asta este doar începutul. Noi în continuare o să ne mișcăm foarte hotărât, determinat, foarte rapid pe acest parcurs. Nu există alternativă, nu există cale întoarsă, nu o să privim în spate, o să mergem la fel de ferm spre calitatea de membru deplin a Uniunii Europene. Pentru asta trebuie să facem reformele necesare ca să fim în rând cu lumea. Uniunea Europeană este o adunare de țări care au agreat că noi jucăm conform iată acestor reguli. Noi trebuie să ne ajustăm dacă vrem să fim parte din asta. Acum despre întrebarea noastră, deci pentru asta în acest an am accelerat acele reforme care sunt necesare și vom continua la fel, inclusiv în domeniul economic. După cum știți, aveam un progres la aceste nouă condiționalități, un progres foarte bun. Și asta nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele colegilor noștri din Bruxelles. O să continuăm aceste reforme, iar rezultatul acestor reforme și, de fapt, și scopul principal al acestor reforme este să aducem acea bunăstare și acele oportunități și acea dreptate, pentru că vorbim și de justiție, pe care oamenii noștri o merită. Mulțumesc. Domnul Pântea, au apărut ieri în spațiu public învinuiri în adresa ODA și anume că sunt făcute spălări de bani, dar și faptul că angajaților i-a fost interzis să vorbească despre acest lucru. Cum comentați aceste informații? Cred că sursele din care vă informați nu sunt relevante pentru spațiu public și eu chiar vă invit la Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului să avem o discuție la acest subiect. Ok, mulțumesc. În contextul în care întrebările din partea jurnaliștilor au fost epuizate, declar conferința de presă încheiată. Mulțumesc tuturor pentru prezență și participare și vă urez o zi reușită în continuare. Mulțumim și vă îndemnăm să investiți în Moldova.